Pandemia a lăsat primăriile din țară fără buget de investiții. Banii s-au dus pe măști și dezinfectanți. Unii edili au intrat chiar și în banii rezervați pentru elevii olimpici. Acum fac apel la guvern să le deconteze cheltuielile. Numai anul trecut, primăria Târgu Jiu a cheltuit 3 milioane de lei cu acțiunile destinate luptei împotriva COVID-19. O parte din bani au fost luați din bugetul pentru evenimente culturale. S-au cheltuit și banii de investiții și chiar cei destinați elevilor olimpici. De la premierele pe care le făceam de fiecare dată pentru elevii cu performanțe deosebite la Târgu Jiu, evenimentele organizate la nivelul municipiului Târgu Jiu, care au fost anulate în totalitate, ziua pensionarului, care nu s-a mai, persoanelor de vârsta a treia, care nu s-a mai organizat. Cei mai mulți bani s-au dus pe echipamente de protecție și dezinfecții, dar și pe mâncarea pe care autoritățile au asigurat-o persoanelor aflate în izolare la domiciliu sau în carantină. S-au cheltuit foarte mulți bani și, din păcate, s-au cheltuit pe lucruri care nu trebuie să se cheltuiască. Un caz concret, s-au montat prin scările de blocuri anumite aparate care, în momentul de față, nu merg. Edilii de orașe și municipii au cerut guvernului să le fie decontate măcar o parte din cheltuieli. Dacă am putea la momentul acesta să primim aceste sume, cred că ar avea aceeași destinație. Lupta cu COVID-ul nu s-a terminat. Cu banii cheltuiți în lupta anti-COVID, numai anul trecut, municipalitatea ar fi putut asfalta un cartier întreg. Cum este acesta, de pildă, unde localnicii așteaptă de ani buni să le fie asfaltate străzile de pământ. Tot din bugetele locale, primarii trebuie să găsească fonduri ca să plătească și personalul medical implicat în campania de vaccinare. Și în acest caz au venit promisiuni de la guvern că toate aceste cheltuieli vor fi decontate de la București.